Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la UVTV. Elsa Timișoara a organizat zilele acestea un eveniment în care studenții au fost instruiți cu privire la redactarea unui memoriu. Alături de mine l-am pe Mici Ionuț, vicepreședinte al activității academice. Bună, Ionuț! Bună! De unde a pornit ideea evenimentului? Ideea a pornit anul trecut, cam în același interval calendaristic. Ideea a pornit de la faptul că lumea nu știa să scrie un memoriu. Ca să vă explic ce înseamnă un memoriu, să mergem pe definiția de dicționar. Un memoriu este o expunere scrisă a faptelor și a motivelor referitoare la un proces. Și noi când facem concursurile de procese simulate despre care am mai vorbit cu dumneavoastră în cadrul UVTTV-ului, studenții, în momentul înscrierii, trebuie să trimită acest gen de document care se cheamă memoriu. Și foarte mulți studenți nu știau exact cum se face un memoriu. De asta am ales anul trecut să facem un eveniment în cadrul căruia să le explicăm, sau inclusiv profesorii și inclusiv studenții mai experimentați, să le explice celor mai puțin experimentați cum se scrie un astfel de memoriu. Am înțeles. Cum s-a desfășurat evenimentul? Evenimentul, ca să vă explic structura lui, anul trecut l-am făcut cu o singură doamnă profesor din cadrul facultății, doamna Andreea Verteș-Olteanu. Anul acesta am ales să facem o chestie puțin mai interesantă. Alături de doamna Andreea Verteș-Olteanu i-am invitat pe doi studenți din cadrul Universității din București, din cadrul Facultății de Drept a Universității din București, ei fiind câștigătorii de anul trecut al concursului național de procese simulate pe tema dreptului constituțional, și anume Alexandra Tuță și Andrei Nicolae Popa. Cei doi au mers pe efectiv tehnica de redactare, au prezentat efectiv tehnica de redactare a unui memoriu. Cum îți faci analiza de caz, ce scrii, cum îl organizezi, cum îți împarți începutul memoriilor, ce ar trebui să scrii în concluzie, deci exact, punct la punct, cum se scrie un memoriu. Dar pe urmă, pe finalul evenimentului, doamna Andreea Verteș-Olteanu ne-a vorbit despre perspectiva unui jurat, deoarece aceste memorii sunt puse la îndoiala juraților, să spun așa, trebuie să le jurizeze. Ce pregătește Elsa pentru viitor? Vor mai exista astfel de evenimente în cadrul online? Pentru noi, evenimentele în cadrul online, la început, au fost o provocare. Ni se părea că este destul de complicat, dar acum ni se pare că mediul online îți deschide porțile sau publicul țintă, nu mai ai niciun fel de graniță. Adică, la început am zis că ar fi puțin cam greu. În schimb, acum suntem de părere că, inclusiv după ce vom reveni la situația pe care lumea o numește normalitate, de a merge la cursuri, noi credem că și în acea perioadă noi vom continua să facem evenimente online, pentru că, după cum am spus, publicul ținte este mult mai mare. Mulțumesc frumos!